Deschidem Cartea Sfântă Biblia sau o redeschidem la Cartea 2 Cronici, capitolul 20, de la versetul 1, pagina 467, în traducerea Dumitru Cornilescu a Bibliei pe care o aveți majoritatea dintre dumneavoastră, bineînțeles limba română, să nu uitați de ea niciodată. 2 Cronici 20 cu 1, o să citim cuvântul Domnului până spre finalul versetului. Când se deschide cartea aceasta, adică Biblia, orice activitate trebuie să fie întreruptă, mentală sau fizică, și singurul scop pentru care existăm în acele momente este ca să auzim și să ascultăm și apoi să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Poporul Domnului zice amin. V-ați revenit, e ok? 2 Cronici 20 cu 1. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște mauniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. A venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică în Gedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul, au venit din toate cetățile lui Iuda ca să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate părățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciumea sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată fiul lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iazael, fiul lui Zaria, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iazael a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiț și veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Leviții dintre fiii Cheatiților și dintre fiii Coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti, apoi în voire cu poporul au numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și al lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-a uitat înspre mulțime
Și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile, au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, adică Binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Și dacă nu știați, nu sunteți la Reus, ci sunteți la Beraca. Aici e binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fiu sigur că citiți fiecare dintre noastre săptămâna asta care se termină un verset cu voce tare, versetul 3, trebuie să-l proiectez sau să-l reproiectez. O să-l citim cu toții, da? Cu toții cu voce tare, cine nu-l citește mă determină să recitim. Asta înseamnă că e după 12 trecem, da? Problema voastră. Fiți foarte atenți, versetul 3, da? Cu toată suflarea, acum au voie și sororile să vorbească doar acum, da? 3, 2 și... În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Am văzut pe cineva care n-a citit, repetăm, 3, 2 și... În spaima sa, Iosafat. Puteți lua loc. Fără să apuce să-i trimit un SMS, că nici măcar nu era, a intrat un spion, unul dintre consilierii principali al împăratului și a zis, fii atent, specialiștii în informații, în România, SRI, în America, FBI, CIA și aici nu știu cum se numește, au dat următoarea stare de raport. Spațiul ebraic este amenințat de război. La orizont n-a apărut doar un împărat cu armata lui, sunt 3 regi, 3 armate. Au o singură strategie și anume... să lovească noi. Ce ai fi făcut dacă erai în locul lui Iosafat? Nu dacă erai penticostal religios. Biblia zice, au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând, o mare mulțime înaintează, nu pentru tine, ci împotriva ta. Vin de dincolo de mare, din Siria, și trebuie să spunem raportul realist, au ajuns la granițe cu spațiul ebraic, sunt lângă En Gedi. Ce faci, Iosafat? Dacă era un penticostal derbegeț, zicea, eu nu mă tem. Ei, ce faci avem în bisericile noastre? Eu nu mă tem. Serios? A venit pandemia, da? Și când a venit pandemia, dintr-o dată, când s-a aflat că a intrat virusul într-o familie, o grămadă din biserica aia, alte familii și oameni, au zis, las că știu eu, că nu bate Dumnezeu cu bota. Știu de ce a intrat. A făcut asta, 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 asta. Și Domnul a zis, cam copil gândești, ca un copil ești. Copilărește. E cum... îți derulezi gândurile. Stai cu minte că peste 2 săptămâni îl parchezi la tine. După 2 săptămâni, după ce a intrat virusul la el, pe gaura cheii, cel mai probabil, nu știu cum a intrat, dintr-o dată a zis, frate, ne încearcă Domnul. Aha. Interesantă gândire. Foarte interesantă. Când e la altul, îl pedepsește Domnul. Când e la mine, mă încearcă Domnul. Nu vi se pare că gândim un pic diferit? Mi se pare corect? Au fost o grămadă care au zis, eu nu mă tem de virus. Dacă n-au văzut că respiră tot mai greu, au zis, băi, există virus. O grămadă sunt foarte lăudăroși în biserică și spun, frate, orice ar fi, eu nu mă tem. Și când vine necazul în casa lui sau în casa ei, se teme. Eu nu sunt aici să spun dacă trebuie să te temi sau nu, ci trebuie să spun că e normal să te temi. E o normalitate.
Când ca bărbat aștepți rezultatele medicale, să vezi dacă tumoarea aia melină sau belină la nevastă ta, dacă o iubești, e normal să te temi. Dacă o urăști, vai și amar de tine, pocăiește-te. Știți că sunt unii care se bucură atunci când partenerul de viață se îmbolnăvește? Dar azi că știu de ce ai primit-o. Revino-ți, prietene. Stimată soră, revino-ți. N-ai cum să te bucuri ca soră pocăită când e bolnav bărbatul tău. Asta e anormalitate. N-ai cum să te bucuri. Când aștepți într-o antecameră să afli dacă copilul tău trebuie să fie operat pe cord deschis sau merge doar prin medicamente, e normal să te cuprinde spaima. Când conduci pe ultimul drum pe cineva drag, e normal să te cuprindă spaima. E normal când afli că cineva are cancer și că trebuie să facă citostatice și tot felul și apoi intervenție chirurgicală, e normal să te cuprindă spaima. Anormal e să nu te cuprindă. Înseamnă că ai o problemă cu percepția, cu realitatea vieții. Biblia zice, Iosafat, las să fie scris în cronici și să se predice mii de ani până azi, în 26 mai 2024. Sunt rege, dar m-a cuprins spaima. Sunt înspăimântat. Așa că în această dimineață nu o să te întreb și nici nu te întreb dacă ai avut momente care te-a cuprins spaima, nici măcar nu te întreb dacă crezi că vei avea. Te întreb ce faci când te cuprinde spaima. Spaima nu vine așa doar dintr-un punct, să vină așa puțin, să crească, să te atace puțin la nivel de văz, la nivel de auz, la nivel perceptiv și apoi să plece. Spaima când vine, efectiv, te ia cu valul, te ia peste tot, din față, din stânga, dreapta, spate, sus, jos, peste tot, te cuprinde, te învăluie. E foarte important ce faci când te cuprinde spaima. Foarte mulți oameni când îi cuprinde spaima, își iau Biblia și o aruncă pe foc. Și spun, nu mai există rai, nu mai există cer, nu mai există Dumnezeu. Nu mai există un Dumnezeu adevărat. Dacă ar fi bun Dumnezeu, n-ar fi îngăduit asta pentru pruncul meu. Trist. Trist e că Dumnezeu e viu doar când îți merge bine. Trist e că îi te rogi numai atunci când lucrurile-s roz în viața ta. Nu-i corect. Nu-i atitudine bună asta. Sunt alții pe care atunci când îi cuprinde spaima, încep să aibă gânduri suicidale. Decembrie 2021, un băiat de 21 de ani, întâmplător tot 21, într-o duminică dimineața la ora 12 fără 5, când trebuia să fie la biserică și în timp în care mama lui era la biserică, când sănătos putea să meargă la biserică, pentru că a avut o traumă emoțională, l-a părăsit prietena, sub influența drogurilor, cel mai probabil, din ce am înțeles, a mers pe balcon și efectiv de la etajul 7 s-a aruncat în gol. Un băiat în toată firea frumos la 21 de ani, când viața trebuia să-i promită mult, l-a cuprins spaima. Și pentru că la 14 ani a ales calea drogurilor, a decis că nu vrea să creadă în Dumnezeu. Deși avea acasă o mamă care citea din Biblie. Deși avea un frate care era născut din nou, botezat, căsătorit și membru într-o biserică autentică. El a zis, vreau drogurile. Și drogurile i-au dus gânduri suicidale. Și într-un moment în care l-a cuprins spaima, s-a aruncat în cap. Știți ce s-a întâmplat când au venit medicii specialiști de la criminalistică? Smurdu, pompierii, poliția, au făcut măsurători. Și când au făcut măsurători, au mers pe fir să vadă de unde au căzut, da? Și când au mers să calculeze, de la etajul 7 erau amprentele lui pe pervazul de la etajul 6. Pentru că în timp ce cădea în gol, s-o prins cu mâinile, că a vrut să mai scape, a vrut să mai trăiască. Că oricât de mult își dorește un om să moară, când dă nas în nas cu moartea, își dorește să mai trăiască. Ce faci când te cuprinde spaima? Care este reacția ta în momentul în care spaima te-a cuprins? Ce fel de atitudine ai în momentul în care spaima te-a învăluit? Asta e întrebarea la care trebuie să răspundem în dimineața asta. Nu dacă vei avea sau nu astfel de moment. Ele vin oricum. Trebuie să știi cum le gestionezi.
Uitați-vă ce spune Biblia în spaima sa Iosafat. A zis să vină consilierii cei mai importanți, da? Să vină specialiștii în știri și vreau să fac un raport, o specializare deosebită. Vreau să văd o statistică, cine-i cu mine, cine-i împotriva mea. Asta face? Vreau să văd cine votează cu mine. Vreau să-mi număr armata. Dacă sunt suficient de mulți, atunci mă încred în ei. Vreau să văd cei mei specialiști, consilieri ai mei, psihologi, ce raport îmi dau, ce strategie trebuie să adopt. Caut să văd ce zice căpetenia oștirii. Nu. În primul rând, când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul. O să ai senzația că vrei să cauți oameni, o să ai senzația că trebuie să dai telefoane, o să ai senzația că trebuie să cauți ajutor de la oameni și cumva oamenii să aibă un fel de milă pentru viața ta. Nu căuta la oameni ajutor, caută-L pe Domnul. Nu încerca să te uiți în anumite puncte cardinale, anumite zone și să vezi ce îți oferă viața. Viața n-are ce să-ți ofere bun pentru că te-a cuprins spaima și oamenii din jurul tău unii sfățarnici, alții n-au ce să-ți spună. Nu căuta soluție la oameni când te-a cuprins spaima. Caută-L pe Domnul. Zice Biblia, spaima sa și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. A chemat toată adunarea lui Iuda și spune Biblia, din toate cetățile au venit să caute, versetul 4, pe Domnul. Nu doar împărații trebuie să-L caute pe Domnul, nu doar sclavii trebuie să-L caute pe Domnul, nu doar bogații trebuie să-L caute pe Domnul, nu doar săracii trebuie să-L caute pe Domnul, nu doar oamenii care nu mai au nicio strategie. Căutarea lui Dumnezeu nu este pentru oropsiții vieții, pentru oamenii care nu mai au soluții la strategii, care nu mai au bani pentru psihologi. Căutarea lui Dumnezeu este pentru orice locuitor al planetei Terra. Amin. Caută-L pe Domnul, frate. Caută-L pe Domnul, soră. Caută-L pe Domnul și atunci când crezi că mai ai alte soluții. Caută-L pe Domnul. E unica soluție care nu dă eroare. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Caută-L pe Domnul. Ce face Isaia când există un an înfiorător? A murit Ozia. Zice cuvântul Domnului Isaia, capitolul 6, în anul morții împăratului Ozia, nu mai aveam niciun chef de biserică. Am vrut să mă retrag din comitet, am vrut să mă retrag din membralitatea în biserică, am ieșit de pe grupul de WhatsApp, n-am vrut să mai văd oameni. Nu m-a interesat de nimeni să crape tot în jur, să se sfărâme. Lăsați-mă în pace. Aș vrea să fiu ca un șurub care să mă învârt în pământ și să nu mai vadă nimeni. Am vrea să crape pământul, să intru acolo, nu mai vreau nimic. Lăsați-mă în pace. Liderul care a fost pentru mine imaginea cea mai bună, care m-a mentorat, care m-a învățat, împăratul Ozia, a murit. Nu mai vreau să mă duc la templu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului? În anul morții împăratului Ozia, Isaia zice, m-a mai dus odată la templu. Am avut senzația că atunci când pun mâna pe clanță, tot o să se uite la mine. N-am vrut să văd pe nimeni, n-am vrut să aud nimic, îi știam pe toți. În 5 capitole i-am prezentat pe toți și am zis, vai de-aia, gata, am terminat-o. Acum nu mai vreau templu. Vreau să-ți dau un sfat de la Duhul Sfânt. Când te cuprindezi, baima, adună-ți ultimele puteri, bagă ultimul carburant în mașină și vină la biserică. Amin. O să spună satana, biserica nu e pentru tine. Biserica nu mai este relevantă pentru tine. Biserica nu mai are soluții pentru tine. Biserica are în ea oameni care te-au bârfit. Păi aia să-i vezi despre asta. Mai vin odată la casa lui Dumnezeu. Și ce face Iosafat? Unde se roagă? Când Iosafat avea toate motivele să meargă, mă ascund într-o gaură de stâncă, mă retrag într-o zonă să nu mă vadă nimeni. Zice, în fața curții celei noi, am strigat și m-am rugat și am zis, Dumnezeule, Tu ești pe tron, Tu trăiești, Tu conduci istoria acestei națiuni, Doamne. Tu ești Dumnezeul cel atotputernic. Când nimic nu merge mie ca persoană, ca individ, ca familie, Ție-ți merge totul. Tu ești în controlul întregului univers. Aleluia lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu puternic, dragii mei. Avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu care merită să ne închinăm Lui, indiferent de contextul prin care trecem noi. Amin? Lăudat să fie Domnul. Isaia spune Biblia, a mers încă o dată la templu și acolo, când s-a dus la templu, ascultați, nu mai vede pe împăratul Ozia, pe împăratul ebraic, uman, trecător, evreiesc.
Dar ascultați ce spune Biblia, am intrat în templu și am văzut pe Domnul. Cum stătea Domnul? Păi venea din când în când așa să-și facă câte o poză cu noi, că eram foarte mulți și avea foarte multe preocupări, avea agenda extrem de încărcată. Nu, l-am văzut pe Domnul, era panicat Domnul, era strețat Domnul, avea mâinile pe agenda, nu știe ce făcea Domnul. Ascultați cum stătea Domnul. Biblia zice, l-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Domnul e pe tron. Există cancer? Domnul e pe tron. Există accidente? Domnul e pe tron. Există tsunami? Domnul e pe tron. Există traume emoționale? Domnul e pe tron. Există dureri interioare? Domnul e pe tron. Există dușmani nenumărați? Domnul e pe tron. Există pronosticuri cu minus? Există vești de războaie și care războaie? Domnul e pe tron. Cine crede ca mine în această dimineață să spună lăudat să fie Domnul? Lăudat să fie Domnul. Crezi că Domnul e pe tron? Ridică o mână sus înaintea Domnului. Strig din toată inima, lăudat să fie Iisus Hristos. Când totul se sfărâmă în jur, când totul merge spre minus, când nimic nu mai merge în casa ta, Domnul e pe tron. Butonul nu-i la Domnul Putin, nu la Domnul Biden, nu-i la vreun președinte, nu-i la vreun prelat, nu-i la un prim-ministru, nu-i la un conducător de state sau de Uniunea Europeană. Butonul e la Domnul. Aleluia numelui Său. Domnul e pe tron. L-am văzut șezând pe un scaun de domnie, nu doar înalt, foarte înalt și nu greșesc să spun cel mai înalt. Poalele mantiei lui n-au rămas doar acolo, acolo la înălțimea aceea foarte mare. Poalele mantiei lui coborau până la noi. Are sens să venim la biserică. Are valoare biserica, are valoare prezența Domnului, pentru că poalele mantiei Lui coboară până în camera ta. Poate ai un copil pe pat bolnav, mă rog ca poalele mantiei Lui să coboare până la el. Femeie bolnavă de 12 ani cu emoragie interminabilă, pe care niciun medic n-a putut să o vindece prin rețete sau prin sisteme. A zis, dacă reușesc să mă ating de poala hainei lui, mă voi vindeca. S-a frișat prin mulțime, s-a târât pe jos, n-a vrut să vadă oameni. Este un moment în viață în care nu mai poți să vezi oameni. Este un moment în viață în care oamenii nu te mai ajută. Atunci întinde-ți mâna prin credință și zic, Hristoase, care ești pe tron, lasă-ți poalele mantiei tale să coboare până la mine. Mă ating de poala hainei tale. Avem o cântare care zice și sunt vindecat, sunt eliberat, sunt transformat, mintea mea începe să radieze de bucurie, mi se deschid altfel gândurile, am altă percepție, văd cu alți ochi lucrarea prin care trec. De ce? Poalele mantiei Domnului au putere de eliberare. Spune Biblia, serafimii aveau 6 aripi. Stăteau deasupra lui, cu două își acopereau fața pentru că nu puteau privi sfințenia lui Dumnezeu. Dragilor, la închinare există nevoia sfințeniei. Aici e prezent Domnul. E prezent Domnul. Nu putem privi oricum, nu putem vorbi oricum, nu putem avea orice fel de atitudine, nu ne putem îmbrăca oricum. Știți că serafimii aveau două aripi cu care își acopereau ce? Picioarele. Și doar cu două zburau. Și avea un mesaj, în loc să zică bun, iubitor, drăgălaș, interesant e Domnul. Toate acestea sunt clare, adică bunătatea și iubirea lui Dumnezeu sunt de nezdruncinat, sunt perfecte în Dumnezeu. Dar știți ce strigau serafimii? Sfânt, sfânt, sfânt și nu doar de 3 ori, infinit de sfânt este Domnul. Și zice Isaia, m-am uitat și m-aș fi așteptat să văd aceleași ziduri, dar am văzut că se scudeau ușor ușii de glasul care răsuna și fără geamuri deschise sau uși, a intrat de nicăieri de la Dumnezeu. A intrat un fum și casa s-a umplut de fum în templul Domnului. Atunci nu m-a interesat cine e cel mai pocăit din templu. Nu mi-a păsat cine e păcătosul cel mai mare.
N-am mai avut preocupări să văd cum e ăla, cum e cu tare, cum e cu tare, ce s-a întâmplat. Mi-am terminat ideile să bat din gură despre alții. M-am oprit să mai gândesc despre alții. L-am văzut pe Domnul și prezența lui Dumnezeu. Realitatea sfințeniei lui Dumnezeu m-a obligat să-mi cobor privirea și să mă uit la mine. Și zice Isaia 6:5. Atunci am zis, vai, vai de mine. Dragii mei, când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul în casa Lui. Atunci când îl cauți pe Domnul în casa Lui, o să vezi cum prezența lui Dumnezeu te fascinează, te mută la alte dimensiuni, la alte cote. Nu mai privești pământul și problemele pământului cu aceiași ochi. Te ridici un pic mai sus ca un avion care trece dincolo de nori și nu mai vede nimic ce înseamnă bulversare, agitație, accidente, situații nefavorabile de pe pământ. Și când te ridici mai sus, vezi perspectiva lui Dumnezeu. Dar apoi, cobori foarte repede pentru că trebuie să te vezi pe tine. Cine ești tu cu adevărat? Vai de mine! Dacă astăzi de dimineață n-ai zis, vai de mine, nu te-ai rugat încă cum trebuie. Isaia zice ca proroc, n-avem nicio dovadă că avea vreun păcat. Un proroc veritabil care ce zicea era, da și amin, fiul lui Amoț, fiul unui preot, un om dintr-o spiță extrem de aleas, un proroc milimetric vorbind de la Dumnezeu, zice, vai de mine, sunt pierdut pentru că sunt un om cu buze necurate. Apoi locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și culmea culmilor. Dumnezeu mi-a dat onoarea, Dumnezeu mi-a dat șansa să-L văd cu ochii mei pe Domnul. Pe cine? Pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Când nu meritam nimic din partea lui Dumnezeu, când nimic nu merita să-mi facă Domnul, când nu meritam nici măcar o favoare din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a apropiat de mine și nu doar că mi-a vorbit, mi s-a arătat, mi s-a revelat, mi-a spus că e pe tron, mi-a dat speranță, am viitor, am perspectivă, lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul, glorie Dumnezeului nostru. Să nu uiți ce-ți spun în dimineața asta, când te cuprinde spaima, caută-L pe Domnul aici. Nu te duce în club. Nu-L căuta pe Domnul în spații interzise. Nu intra în zone periculoase pe internet. Nu-L căuta pe Domnul pe Google. Nu-L căuta pe Domnul prin rețete pe care ți le dau oamenii trecători. Nu de psihiatri au nevoie pe ticostale și pucăiții, nici de psihologi. Au nevoie de Domnul. Amin. Au nevoie de prezența lui Dumnezeu. Caută-L pe Domnul în casa Lui. El nu pleacă niciodată de aici. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El e prezent. Nu contează că îți vin în timpul săptămânii, caută-L pe Domnul aici. Unde îl mai poți căuta pe Domnul? Caută-L pe Dumnezeu în carte. De unde citești tu în rugăciunea ta, Iosafat? Vorbești din istorie, din scris? Izvoarele scrise, nescrise, din tot felul de canale de informații, de unde citești? Păi m-am adus în fața poporului, zice versetul 5, în mijlocul adunării, nu mi-e frică că voi fi judecat, mă vor calomnea o grămadă, vor bate joc de mine, nu asta îmi pasă. Pe mine mă interesează relația mea cu Domnul. M-am dus în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Și acolo am început să mă rog, ce te rogi? Păi în timp ce mă rog, îmi amintesc de modul în care Dumnezeu a lucrat cu poporul acesta. Mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu rostit pentru poporul acesta. Când mă rog, rugăciunea mea este îmbibată de Biblie, citate din Vechiul Testament, citate din cuvântul pe care l-a transmis Dumnezeu prin Moise. Ascultați ce zice Roare, n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia? Dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire semințele lui Avram care Te iubea, ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând, citează, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta. Și ne vei mântui. Aleluia! Când te cuprindeți baima, caută-L pe Domnul din carte. Un bătrânel avea botica lui, avea 90 de ani aproximativ, și în Daniel capitolul 9, în cartea care îi poartă numele, a început să scrie
Și am zis, m-am uitat în cărți. Ce cărți citești? Cărți? De care cărți? Ce cărți? Despre ce cărți vorbești tu? Cărți de joc? Cu ce cărți te îndeletnicești? Aici trag un semnal de alarmă. E foarte important să vă lăsați copiii să citească mult, dar bine ar fi că înainte să le lăsați o carte în mână, să o citiți dumneavoastră. Aveți grijă ce puneți în mâinile copiilor. Că sunt copii care au crescut până la 16 ani în biserică și la 17 ani le-au căzut în mână o carte care avea mesaj diagnosticism, adică nesiguranță dacă există sau nu Dumnezeu, sau ateism, și au devenit atei. Pentru că la o vârstă în care au fost imaturi, au citit o carte pe care n-au știut să o gestioneze. Mare atenție! Ce știri băgați în cap? Mare atenție ce informații auziți pe telefon? Mare atenție ce videoclipuri și ce short-uri și ce reel-uri să trimiteți mai departe pe WhatsApp? Aveți grijă! Sunt și așa zise mesaje de la Dumnezeu care au rol să înspăimânte, să panicheze. În vremea pandemiei m-a sunat un frate foarte sincer și mi-a zis, uite, am auzit un mesaj că 3 ore n-avem voie să ieșim din casă. Și am zis, păi prietene, eu trebuie să ajung la evangelizare. Și acolo sunt 300 de oameni care trebuie să fie mântuiți și n-am cum să nu mă duc. Dacă din cauza la acest dat în aer mor, o să fiu martir. Asta e viața. Bine, am știut de la Duhul Sfânt că e un mesaj care nu-i de la Domnul. Și oamenii s-au panicat și mi-au trimis mesaje. Ce să facem, frate? Ieșim din casă. Venim de seară la program. Normal că veniți. Normal. Să n-acceptăm orice fel de informație. Orice informație să o trecem prin filtrul Scripturii. Amin. Să verificăm dacă e biblică. Și pentru fiecare informație să avem cel puțin 2 argumente biblice din cartea asta. Nu vă lăsați ușor influențabili. Nu vă lăsați panicați de tot felul de informații, căci că Taiwan e amenințat de China. Posibil, dar nu mă interesează. Că în Ucraina invazia din partea rușilor, am înțeles, am fost și în Ucraina chiar anul trecut, noiembrie. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre faptul că Domnul e capabil să te păzească. Dacă va fi să treacă pe lângă tine o bombă, dacă ți-ai pus copiii tăi sub numele Domnului și Domnul are în plan să vă păzească, veți fi protejați. O să cadă o parte din blocul unde care stai tu și tu rămâi în picioare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. De ce? Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu se va apropia de cortul tău, nimic nu te va atinge pe tine. O, Doamne, ajută-ne să credem. Și dacă uneori îngădui încercări în viața noastră, situații nefavorabile, accidente, decese, probleme medicale sau de alt gen, chiar crize financiare, Doamne, știu că Tu ai un plan, vrei să miști poate o națiune întreagă, poate vrei să trezești un popor prin asta. Doamne, dacă ne-ai găsit vrednici pentru asta, Te rugăm, dă-ne putere să rămânem în picioare, să rămânem de partea Ta, să înțelegem că Tu rămâi pe tron când totul se zdruncină, când nimic nu mai rămâne la fel. Domnul rămâne pe tron. Ce faci, Daniele? M-am uitat în cărți, zice Daniel. Și am văzut din cărți că cei 70 de ani pentru robia babiloniană s-au scurs, cum a zis Domnul prin prorocul Ieremia. Dar tu crezi în proroci? La 90 de ani, bătrâne, tu mai crezi în proroci? 70 de ani de robie babiloniană s-au scurs din viața ta. Mai crezi în proroci? Că unii zic, după 5 ani nu mai cred prorocii. Gata, lăsați-o în pace. Aruncați-o pe foc, că de 5 ani aștept și nu se întâmplă nimic. Bărbatul ăsta așteaptă 70 de ani și crede că după 70 de ani ce a zis Dumnezeu e da și amin. Slăvit să fie numele Domnului. Crezi că Domnul ce zice da și amin? Slăvit să fie Domnul. Și zice Biblia, ce faci? Păi eu stau pasiv, că dacă o zis Domnul va împlini, nu? Relaxat, fără niciun stres, nu fac nimica, nu mă implic, nu? Să facă Domnul. Ai câți nu fac așa. Și se mai mire că nu-i s-o împlinim prorociile. Ei stau și dorm pe ureche de 20 de ani, nu se mai roagă, nu-i mai interesează, fluieră spiritual vorbind. Nimic, de nimic nu le pasă. Nu-i corect. Vezi că nu-i corect. Majoritatea mesajelor profetice au la bază condiție. Dacă vei asculta, dacă vei rămâne lângă mine,
dacă îți vei face partea, dacă asculți de mine când a strigat Iisus Hristos la mormântul lui Lazar și ți-a zis, dați piatra la o parte. A dat-o Iisus? L-ar fi înviat pe Lazar dacă ei nu dădeau piatra la o parte? Nu! E partea lor! E partea mea să mă pocăiesc. E partea mea să citesc din Biblie. E partea noastră să stăm aproape de Domnul. Amin! E partea noastră să ne-o facem partea. Ce faci, Daniel? M-am întors, spune Biblia, Daniel 9:3, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu. Să-L caut. Și cum îl cauți? Cu rugăciune. Te mai rogi la 90 de ani? Pe 70 de ani de rugăciuni. Te mai rogi? Și ceri. După 70 de ani de ceri, mai continui să ceri? Da. Postind. Ascultați ce zice Biblia. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzești poruncile Tale. Mai crezi asta după 70 de ani? Da. Dumnezeul Tău ține legământul. Dumnezeul Tău e credincios. Dumnezeul Tău e sfânt, e puternic. Înălțat să fie numele Lui. Ce faci când te cuprinde spaima? În al doilea rând ar trebui să-ți cunoști Creatorul. De cele mai multe ori când ne cuprinde spaima, uităm cine e Dumnezeul nostru. Ne uităm la probleme și avem senzația că Dumnezeul nostru parcă e mut, e surd, e absent. Nu ne mai bagă în seamă, nu mai este cu noi, nu mai vrea să vină lângă noi. Asta e senzația pe care o are omul, orice om. Ascultați ce face Iosafat. Spune cuvântul Domnului 2 Cronici 20 și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Iosafat zice, împotriva mea au venit trei armate, dar vreau să vă spun ceva. De partea mea e Cel ce coordonează întregul univers. E Cel ce coordonează miliarde și miliarde de stele. El Cel ce rostește numele unei stele care încă nu există și când îi spune numele, instantaneu apare în ființă, se creează și zice, să trăiți stăpâne, sunt aici, ce vrei să fac? Ascultați ce zice mai departe, oare n-ai Tu în mână tăria și puterea? Și vreau să-ți mai spun ceva, Dumnezeule, ce știu eu despre Tine și ce-ți convins că ești Tu? Adevărata Ta identitate este următoarea, nimeni nu ți se poate împotrivi. Dacă tu vrei să faci drum prin zid, faci drum prin zid. Dacă tu vrei să razi după hartă o țară, o razi după hartă, o eradichezi, o ștergi. Ce vrei să faci tu, Doamne, poți. Nimeni nu are capacitatea și puterea să ți se împotrivească. Nimeni nu poate asta. Amin? Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu are în mâna Lui puterea și tăria. Cunoașteți Dumnezeul. Nu-L mai fă pe Dumnezeu un pipiric mic. Nu-L mai transforma în cineva care e slab, neputincios, care nu prea se implică, care nu te bagă în seamă, care nu e interesat de viața ta, care nu are perspective pentru tine, care nu mai are orizonturi, care nu mai are planuri, pentru care proiectele tale sunt pe minus. Nu! Dumnezeu e implicat în viața ta. Avem viață, mișcare, suflare, am ajuns pe picioarele noastre, suntem aici la închinare, cine e online poate să asculte. Ascultați-mă, toate astea ni se datorează nouă? Nu, totul e datorită lui Iisus Hristos. Totul e numai pentru numele Domnului. O, lăudați să fie numele Domnului. E cineva care recunoaște în dimineața asta că din pandemie numai până azi Domnul a fost cu el minut după minut și a portat de grijă. Să ridice o mână sus. Eu strig din toată inima cu ambele mâini ridicate și spun lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Domnul a fost de partea mea. Domnul a fost de partea soției mele. Domnul a fost cu noi. Domnul a fost cu Biserica Betania din Cluj-Napoca. Domnul a fost cu dumneavoastră. Și strig din toată inima, glorie lui Iisus! Înălțat să fie Domnul! Cunoașteți Creatorul! Satana vine și spune, Dumnezeu nu mai este implicat. Eram într-o sucursală de bancă mai luna trecută și stăteam la rând. Și am vorbit cu un bărbat. Mi-am dat seama că n-are nimic cu Dumnezeu și a zis, Domnule, eu nu sunt ateu, cred că există Dumnezeu, dar nu prea-L văd implicat. Dacă ar fi cu adevărat Dumnezeu implicat, n-ar fi război în Ucraina, zice el. Așa de ușor gândim, așa de repede tragem concluzii. Pe o grămadă de cenușă, un bărbat pe nume Iov,
când i-au murit o 10 fii și fetele și băieții, când nimeni n-a mai înțeles durerea lui, când problema lui era atât de gravă din perspectivă medicală încât avea senzația că dacă ia un ciob, din ce o mai rămas, că avea proprietării imense, bogății, era un businessman, unul dintre cei mai proeminenți dintre fiii răsăritului din zona aia. Avea senzația că dacă scarpină cu un ciob rana din bube, se diminuează durerea, se mai liniștește. Și de fapt, prin scărpinare, rana se făcea mai mare. Pe o grămadă de cenușă, bărbatul ăsta s-a uitat la Dumnezeu și a zis: Doamne, eu știu cine ești Tu. Eu Te cunosc foarte bine. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Vreau să zic ceva despre Tine, Doamne. Tu ai dat, Tu ai luat. De se oprea aici, ai fi zis, e normal. Știți ce zice mai departe? Acum, după ce ai luat, vreau să transmit un mesaj pentru posteritate și pentru tot din jurul meu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Extraordinar. Cum? Binecuvântat să fie numele Domnului. 7 zile prietenii lui stau lângă el și n-au niciun mesaj de încurajare. De tăceau din gură pe viață, era mult mai bine. Au început să vorbească. Și la un moment dat Iov trebuie să zică: da, am ajuns să mi se lipească pielea de dinți. Nu mai am nimic palpabil pe mine. Sunt ca un schelet care umblă pe stradă. Altădată eram unul dintre cei mai importanți din zonă. Acum nimeni nu mă bagă în seamă. Dar vreau să vă spun ceva ce știu eu despre Dumnezeu. Chiar carnea și pielea pot să mi se prăpădească, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Ascultați ce zice eu, ochii mei ăștia din orbită pe care îi vedeți holbați, că-s ca un schelet. Ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu! Ce crezi despre Dumnezeu? Care e credința ta despre Dumnezeu, frate? Care e credința ta despre Dumnezeu, soră? Care e percepția ta reală despre Dumnezeul acesta care coordonează universul? Crezi că El rămâne pe tron? Amin! Crezi că El e implicat în viața ta? Când te cuprinde spaima, nu doar să-ți cunoști Dumnezeul, continuă să-ți cunoști Dumnezeul din experiențele tale personale cu Dumnezeu. Amintește-ți când la marginea patului s-au strâns pruncii lângă tine ca tată și aveai cancer și trebuia să mori. Și s-au pus în genunchi și au plâns toți. Și au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu n-a trimis niciun medic, ci mâna Lui suficient de lungă a fost să te atingă și să vindece cancerul tău. Și ești pe picioare în această dimineață și poți să strigi: lăuda să fie Domnul și glorificat să fie numele Lui Hristos. Pentru că Domnul și astăzi vindecă. Experiențele acestea cu Domnul nu le ține pentru dumneata, nu le băga în debara, nu le ascunde în beci, nu le pune în portiera din mașină. Mărturisește-le mai departe. Vorbește ca Iosafat și spune: Doamne, n-ai izgonit Tu pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș pentru numele Tău. Și ce zice omul ăsta? Mi-amintesc că pe vremea lui Avram, Tu ai fost cu Avram, dar mi-amintesc că atunci când erau peregrini, 600.000 de bărbați, fără să le numărăm copii, soțiile și copiii, dacă le numărăm, sunt undeva la 2 milioane de guri. Când nu am mai avut nimic de mâncare, când totul era pe minus, când nu mai exista niciun milimetru pătrat unde să fie fertilitate în pământ, să arunci o sămânță cu speranța că va crește o plantă, ceva pentru alimentarea familiei tale. Când 38 de ani nimic nu exista, tot era închis. Deșert, praf, nisip și vânt. Cineva din cer, în fiecare dimineață, cu excepția zilei sabatului, le trimitea pită pe gratis. S-o trezi cu niște bucăți de coriandru așa rotunde, bobițe, cu gust de miere. Și-o strigat în mirarea lor: Manhu! Așa i-a și rămas numele la asta.
Manu, adică mană, ce e asta? Și ce-i? Brațul lui Dumnezeu întins pe deșert. Mâna lui Dumnezeu întinsă. Când au fost plin de murmuri și au zis, n-avem carne, Dumnezeu le-a trimis prepelițe. Bine că le-au mâns carnea între dinți pentru că au fost calnacul, mi-a stat altă problemă. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă. Ori de câte ori o să treci printr-un greu, nu uita, amintește-ți Dumnezeu, e Dumnezeul părinților tăi, e Dumnezeul bunicilor tăi și Dumnezeu care a vindecat acum 100 de ani, acum 50 de ani, acum 30 de ani, acum 5 ani, vindecă și azi, eliberează și azi, transformă și azi, fă-ți partea. Întoarce-te cu toată inima la Dumnezeu, scoate din viața ta toți dumnezeii străini, eliberează casa ta din orice spațiu de interferență a diavolului. Nu lăsa ca în familia ta să fie un drum prin care să acceseze satana familia ta. Ieși afară din orice anturaj păcătos, smulge orice lucru murdar din casa ta și o să vezi cum Domnul lucrează pentru tine. O să vezi cum intervenția Domnului este vizibilă și înregistrabilă și oamenii se vor mira de intervenția lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul, cunoașteți Creatorul. Trece mai departe, cuvântul Domnului spune, dintr-o dată se ridică un proroc. Și prorocul ăsta vine fără a noastră alabil, vine rapid și zice, ascultați, tot Iuda și locuitorii ale Ierusalimului, orice categorie de oameni și tu împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți, nu vă înspăimântați înainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Cine ești tu, prorocule? Păi eu sunt din Valea Plângerii, nu stai pe acolo. Parchează-te în Valea Plângerii, că nu vrei să știi de unde ești. Cine e pastorul tău? De ce vă interesează? Știți că există tupeiști de ăștia. Nu poți să-i numiți proroci, sunt tupeiști. Când te interesează unde sunt membrii, nici că le pasă. Ce ai cu mine? Ce mă verifici? Cum adică ce te verific? Păi te verifică Domnul în primul rând. Iazael are curajul să zică, fiți atenți, mă las să fiu cunoscut. Cine e Iazael ăsta? Păi el s-a ridicat fără programare. Nu era programat să transmită un mesaj. Nu era programat, nu era pe agenda, nu se știa nimic din ce zice. Dar s-a ridicat prin Duhul Domnului, pentru că Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste el. Cine e el? E fiul lui Zaharia. Uitați-vă câte generații este cunoscut. Fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Căutați-mă din fir în păr, nu mă interesează. N-am nimic de ascuns. Eu sunt prorocul lui Dumnezeu. Eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu. Dați telefoane unde vreți voi. Zice cu alte cuvinte Iazael. Nu mă tem de cine m-a pus Dumnezeu să fiu. Verificați prorocii, vă rog. Și după ce-i verificați și de la Domnul, nu le mai dați la picioare. Credeți cuvântul lui Dumnezeu prin ei. Amin. Acceptați mesajul lui Dumnezeu. Prorocul se ridică și mesajul pare a fi ilogic, da? Realizați că în timp ce prorocul vorbește, există o continuare a acelui marș a armatelor. Ei mărșăleau în continuare. Cele trei armate din cele trei națiuni, dușmanii poporului evreu, mergeau în continuare. Nu s-au oprit deloc, domnule. Erau tot la graniță, n-au lăsat-o mai încet. Și prorocul zice așa, nu vă temeți și nu vă... Ziceți, vă rog cu voce tare. Dar tu știi că noi ne-am înspăimântat? De unde știi tu asta? Tu știi că noi ne-am temut? Da. Pentru că eu vorbesc de la Dumnezeu. Știe Domnul tot ce e în inima ta? O, ce bine știe. Dacă tot ai folosit cuvântul ăsta, nu vă temeți, de ce mai repeți, nu vă înspăimântați, că e sinonim? Păi repet, pentru că asta e starea prin care trece împăratul. Și Duhul Sfânt știe tot. Amin. Domnul știe nopțile tale nedormite, știe falimentele tale, știe fricile tale, știe panicele tale, știe atacurile tale de panică, știe insomniile tale, știe gândurile tale, știe tot despre tine. Și strig din toată inima, mulțumim, Doamne, că ne cunoști. Lăudați să fie numele Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului mai departe. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Doamne, Tu vrei să stăm așa relaxați? Nu. Păi dacă nu luptăm noi, nu e ok să fim liniștiți? Nu jucăm așa un pic un joc, nu știu ce, da? Nu ne facem treburile noastre, nu. Ascultați ce zice Domnul. Faceți-vă partea. Știți ce au făcut ei? Știți cum se numește? Au călcat prin credință. Au călcat prin credință.
N-aveau arme cu ei, n-aveau strategii, decât un mesaj profetic. Păi ce, Dumnezeu se ocupă cu lupte de astea? Prorocii pot descoperi astfel de evenimente chiar din domeniul armatei? Da. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ascultați cum Duhul Sfânt descoperă strategia de luptă pe care ăștia probabil că au votat-o nopți întregi și abia au ajuns la un consens până la urmă. Ei vă descoperă, eu zice, pentru că mesajul lui Dumnezeu trebuie să aibă și descoperire de la Duhul Sfânt. Ei se vor sui pe dealul ții. Dar ce, Domnul știe localitățile? Da. Dacă mă ascultați, îi veți găsi la capătul văii, în fața pustiului Ieruel. Dar și asta știe Domnul. Le repetă și le spune, nu veți avea de luptat în lupta aceasta, dar ce să faceți? Păi acționați, ajungeți acolo, așezați-vă, stați acolo. Nu putem un pic mai în dreapta? Nu. Dar eu vreau mai în față, domnule, așa vreau eu. Nu. Eu nu vreau să ajung chiar acolo, cei depun efort. Nu. Stați acolo. Domnul ne transmite în dimineața asta, înțelegeți chemarea, frate. Nu intra în postata altuia, că ne noroce și biserica și pe dumneata și poate și pruncii tăi. Rămâi la locul la care te-a așezat Dumnezeu. Amin. Nu încerca să faci lucrarea altei persoane, soră dragă, n-ai voce, nu veni să ne cânți, că ne pare foarte rău, nu-i chemarea dumitale, mă pricep? Stai acolo unde zice Domnul. Ai un dar de mijlocire, trebuie să te trezești dimineața la ora 3, să te rogi pentru slujitor, pentru pastor, pentru comitet, pentru cântare, pentru închinare, pentru rugăciune, pentru post. Trebuie să mijlocești pentru oamenii care mărșăluiesc prin credință. Fă-ți partea. Rămâi mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. Mijlocire înseamnă să nu dai telefoane, să afli informații, să spună Duhul Sfânt ce să te rogi. Amin? Să rămâi la dispoziția Domnului și să auzi ce zice vocea lui Dumnezeu, ce zice planul Domnului, care e mesajul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta, dar aveți de stat. Și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și repetă, pentru că asta era situația lor reală. Nu vă înspăimântați, e ca o concluzie a mesajului profetic. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Le-a fost ușor sau greu? Le-a fost simplu? Dacă eram noi în locul lor, am fi avut curajul să ieșim din casă? Fi avut curajul să mergem exact, milimetric, pe strategia asta și să ascultăm de Domnul. Să ne încredem în mesajul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu. Exact asta ne cere Domnul nou azi. Să crezi în Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu. Să vezi că totul se face praf și se năruie în viața ta și nimic nu merge în regulă și totuși să te încrezi în Dumnezeu. Să te bazezi pe puterea lui Dumnezeu. Să mergi înainte prin credință. Mamă care te rogi pentru pruncii tăi care nici cum nu vor să mai asculte de Domnul. Îi chem și îi trântesc ușa în nas. Continuă să te rogi. Nu te înspăimânta, crede-te în Domnul. Există putere, îl vezi un blocaj, vezi că e închis, vezi că e închis, vezi că e un bolovan în inima lui sau în inima ei. Continuă să crezi. Domnul poate să lucreze. Amin? Slăvit să fie Domnul. Ce faci, Iosafat, și poporul, voi toți ce faceți? Păi stați să vedem dacă prorocul de la Domnul. Nu? Verificăm. Unii verifică 3 luni până... Dacă verificau 3 luni, așa erau praf deja. Verificați, dar vă rog frumos, după ce ați verificat, acționați. Călcare prin credință înseamnă și să stai la locul tău, dar și să acționezi unde trebuie. Strigă Duhul Sfânt și zice, luați o zi de post. Luați o zi de post, amin. Amin? Doamne ajută. Strigă Domnul și zice, puneți mâna pe Biblie. Puneți mâna pe Biblie, tot să punem. Ajută-ne, Doamne. Acționare. Imediat să acționezi. Iosafat, spune Biblia, s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Vă închinați acum? Pe dușmanii încă nu s-au oprit, încă vin spre voi. Voi continua să vă închinați Domnului? Da! Noi ne închinăm Lui Dumnezeu chiar dacă ne-i greu. Mai cântați cântări și când aveți probleme? Da! Îl mai lăudați pe Domnul și atunci când îndurarea Domnului nu pare a fi manifestată și derulată pentru viața voastră? Da! Noi cântăm. Ce cântați voi? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Apoi, în învoire cu poporul, au numit niște cântăreți. De ce cântăreți? Nu trebuie să fie aleși prin vot, trebuie să fie numiți? Da.
Ne pare foarte rău. Dacă trăiește în concubinaj, n-are voie să cânte. Dacă umblă cu prostii, n-are voie să cânte. Dacă are dosar penal, puneți-l pe bancă, vă rog. Dacă umblă cu un vârtel și cu șmecherii în acte, vă rog frumos. Dacă vizionează pornografie, pe bancă. Dacă înjură pe șantier, pe bancă. Numiți. Îmbrăcați cu podoabe? De care? Sfinte, nu cu lanțuri și cu plete. Podoabe sfinte. Asta înseamnă caracter. Iubire, se spune la timpul de rugăciune. Iertare. Să te uiți în jur și să-i primești pe toți cu drag. Să ai un simțământ de smerenie și să ajuți pe oricine în jurul tău. Să privești cu compasiune când terapiază și să zici, Doamne, ai milă de el, niciodată nu mă lăsa să ajung ca el, iar pe el ajută-l să se ridice. Ia o zi de post. Vrei să vorbești cu cineva care e aproape pe direcție greșită? Nu spune la nimeni. Ia o zi de post, ia două, ia trei, ia cinci. După cinci zile de post, nu prea mai bine să vorbești. Dacă îți vine, o să ai altfel de duc peste tine. Blândețe, dragoste, iubire. Oamenii simt dacă te iubești. Oamenii simt ce ai în sufletul tău. Ce dorință ai? Vrei să faci reguli sau vrei să ridici oameni? Învoire cu poporul, zice Biblia. Îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau. Ce ziceau? Citiți vreo cu voce tare. 3, 2 și... Lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în viață. Când ține? Și acum? Și când voi sunteți în faliment? Și când voi sunteți în accident? Și când voi sunteți în război? Da. Ca pe niște cârpe umane i-a aruncat. Au zis, dispăreți, că nici măcar nu vreți să vă vedem. După ce i-au bătut bine gardianul, au zis, n-o stați voi acolo să văd dacă nu vă vor pieri cioantele în celula de maximă siguranță. De ce? Pentru că Pavel a fost un predicator adevărat. Și pentru că Duhul Sfânt i-a zis, întoarce-te înspre ghicitoarea aceea și spune în numele lui Iisus, ieși afară tu din ea. Și Duhul de ghicire a plecat instantaneu, chiar în ceasul acela, zice Biblia. Și pentru asta, în loc să fie binecuvântați, pentru că au inițiat prima biserică de pe spațiul european, la Filipii, da? Pentru că s-au întors mulți oameni la Hristos, printre care și vânzătoarea de purpură, Lidia, în loc să fie bucuroși oamenii că ceilalți și-au schimbat viața într-un mod radical, s-au enervat pe ei, i-au bătut bine și au aruncat în celula de maximă siguranță, târându-i pe jos în fața cetății, în fața norodului. Ce faci, Pavele? Păi gata, să știi că mi-a și dat demisia, nu mă mai duc niciodată. Ies de aici și acasă m-am dus. Tu, Sila, ce faci? Păi îmi deschid o firmă și gata, nu mai vreau să o de biserică. Lăsați-mă în pace, intru în business până în gât, până la ochi, să nu mai aud de nimeni. Gata, mă retrag. Terminat-o. Tu, Sila, nu comentezi? Cum de nu impuți lui Pavel să zici, băi, ce vedenie ai avut tu că în Macedonia ți s-a apărut nu știu ce și ți s-a arătat nu știu cine? Ce vedenie asta? Asta e vedenie? Ce, o mână din Macedonia ne-a făcut semn să mergem spre acolo? Nu prea înțeles bine vedenia. Nu mai mă încred eu în vedeniile tale niciodată. Trec orele. Cu mâinile lipite de zid, cu lanțuri la mâini și cu picioarele îmbutuși ca să nu scape nici într-un caz. Oamenii ăștia, știți ce fac? În loc să se plângă și să se lamenteze, cântă cântări de laudă. Se roagă. Iară cântă. Iar se roagă. Pentru că ăștia nu știu gardienii că dacă nu le-au închis gurile, nu le-au închis nimic. Că dacă nu le-au pus lacăt pe guriță, înseamnă că pot să-L mai laude pe Domnul. Celula este tixită de oameni care abia așteaptă să evadeze și dintr-o dată Dumnezeu se uită spre pământ și la miezul nopții zice, vreau să produc o minune. Voi produce un cutremur de așa maniere încât plăcile tectonice se vor mișca în felul următor. Se vor deschide toate celulele, toate ușile, extrem de securizate, vor cădea lacătele jos, vor cădea lanțurile după oamenii. Și totuși, niciun pușcăriaș nu îi vedează. Parcă îi aud pe pușcăriaș cum zic, mai cântați o cântare, mă, oameni. Mai începeți o predică. Ca și cum aș începe acum o nouă predică la ora 12. Chiar 12 aici, da? Începem? Nu vă speriați. De seară. De ce? Doi bărbați îi cântă Domnului în momente grele.
Când te cuprinde spaima, în primul rând caută-L pe Domnul. În al doilea rând, cunoașteți Creatorul. În al treilea rând, calcă prin credință. Și în ultimul rând, cântă-i Domnului. Cântă-i Domnului. Alegeți o cântare. Cântă cu cineva care cântă Domnului, poate prin canalul YouTube. Așa-ți dintr-un loc, deschideți o harfă, ia-ți telefonul, intră pe resursecreștine.ro, cântă o cântare. Nu cânta o cântare de jale, asta o să-ți vină. Cântă ceva pentru lauda lui Dumnezeu. Când cântă Sfinții Domnului în momente dificile, Satana efectiv se zburlește. Întreg iadul intră în panică. De ce? Pentru că ei și-au propus să-l îngăduie pe ăsta să fie încercat ca pe Iov și las că-ți arate-o ție, Dumnezeule Iahve. De ce nu dă omul pentru pielea lui? Piele pentru piele. Dacă îi atingi carnea și pielea, te va blestema în față. Acum te binecuvintează pentru că turmele lui acoperă țara, dar vine momentul greu și te va blestema, promit. Fac un pact. Dumnezeu zice, stai cu minte, Satanu. Eu știu cine e Iov. Și mai știu ceva, că îi dau putere, că îl ridic, că îl binecuvintez. Vă invit să vă ridicați. Ar vrea să stați cu ochii închiși. Viața e atât de complicată încât nu știi de unde poate apărea dintr-o dată un moment de spaimă. Situațiile sunt atât de neprevăzute încât de nicăieri poate să apară o situație care pentru alții nu e înspământătoare, dar pentru tine este înfiorătoare. De ori mici care te spăimântă, dar care pentru tine sunt atât de impactante, atât de valoroase și au o forță atât de mare încât aproape că nu mai poți depăși. În momente ca acelea, caută-L pe Domnul. În timp ce stați cu toții cu ochii închiși, dacă se închide ochii, o să continui dacă nu mă opresc, aș vrea să spun ceva. Dacă cel puțin o dată în viață, te-a cuprins spaima și vrei să facem o rugăciune specială pentru dumneata, fă un semn cu mână dreaptă ridicată. Spune adevărul în fața lui Dumnezeu și zic, Doamne, că așa cum sunt într-un moment în care mă cuprinde spaima. Am probleme, Doamne, am situații pe care nu le pot rezolva, nu le știu duce la capăt cu bine. Doamne, te rog frumos, fă un semn pentru mine. Mai sunt și alții, dar le este rușine. Îi rog să facă un semn de sinceritate, să ridice mâna. Cine recunoaște că a trecut sau poate chiar trece chiar acum, o să ne rugăm special pentru atingerea casei tale. Bregan Taramana Vidozeris, familia ta are nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Oricât de puternic ai fi ca bărbat, când te cuprinde spaima, emoții mari și uneori mai mari decât nevastă ta, în această dimineață Duhul Domnului trece printre rânduri. Menati Felis. Simt prezența ta, Iisuse Hristos, aleluia, este prezent Domnul care vrea să rupă lanțuri, să facă Domnul curățenie în inima ta, să atingă sufletul tău, să înlăture spaima, să dea la o parte ciorile negre care vin să-ți atace mintea la nivel de cap, să-ți aducă tot felul de îngrijorări, de scenarii, de panică, de tot felul de gânduri și vin ca o avalanșă și vin și nu le mai poți controla, rostește numele lui Iisus eliberare. Poruncește numele Domnului ca peste gândurile tale să vină gândurile lui Hristos. Alungă gândurile de îngrijorare, strânge-le ca pe niște saci, fă-ți putere, fă-ți curaj, aruncă-le la piciorul crucii lui Hristos și zici, Doamne, sunt pe numele Tău, m-ai scris pe numele Tău, m-ai salvat, m-ai scos din lumea asta de păcate, nu să mă arunci în iad, să nu mă duc doar jumătate din viața mea cu Tine, ci vreau să mă duc toată viața mea, vreau să trăiesc pentru Cer toată viața mea. Nu mă lași la marginea drumului, știu că nu mă lași când mi-e greu, știu că ești cu mine mereu, aleluia Domnului Iisus Hristos. Oh, vreau să te laud, vreau să te onorez, vreau să te glorific, vreau să înalț numele Tău, vreau să alung îngrijorarea, vreau să plece panica, vreau spaima să dispară. În numele lui Iisus Hristos rostim eliberare. Aici sunt prezente persoane, 5 la număr, care au avut în ultima lună gânduri suicidale. O să ne rugăm special pentru eliberarea lor. Duc de viață nouă, grabnic să cobori. Ebrit kerebene ghe de semena raias. Există putere de eliberare în numele Domnului. Duc de viață nouă, rostim putere de eliberare. Duhul mort să plece, Duhul gândul și gândul suicidal să plece în numele lui Iisus Hristos. Domnul te-a chemat la mântuire, nu să-ți iei supradobaj de medicamente, ci Domnul vrea să-ți dea viață, Domnul vrea să te elibereze, Domnul vrea să dea binecuvântare casei tale, Domnul vrea să scrie numele tău și a copiilor tăi în cartea vieții, Domnul vrea să ridice casa ta, corabia ta parcă neaufragează înspre terminus, dar Domnul vrea să te ridice, dar Domnul are plan de binecuvântare, nu vei muri, ci vei trăi și vei povesti lucrările Domnului. Casa ta va fi
fi binecuvântată. Cancerul nu e pentru moartea ta. În numele lui Iisus rostim viață. Viață și eliberare. Orice descurajare să plece. Orice depresie să dispară. Orice gând negru. Orice sumbru din viața ta să fie transformat în lumină. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne rugăm cu toții. Fiecare se roagă. Roagă-te cum te-ai rugat niciodată. Strigă după mila lui Dumnezeu. Și Doamne, intervină în casa mea, la pruncii mei, la familia mea. Să intre Domnul să rezolve criza ta financiară. Să-ți atingă Domnul într-un mod supranatural, spiritual. Să gândești altfel din această dimineață. Să simți puterea lui Dumnezeu care te eliberează. Simt cum Domnul trece printre rânduri, megan de velizat. Simt cum se rup lanțuri și cătușe. Lacă-te ruginită de multă vreme ca jos. În numele lui Iisus există putere de eliberare. Simt cum brațul Domnului scrie descătușare. Simt cum casa ta va fi scrisă pe numele Domnului. Fata ta care nu vrea să audă de Dumnezeu va fi atinsă. Domnul are putere! Domnul are putere! Domnul are putere! Iisus Hristos este Domnul! Are putere în cer și pe pământ. Intrăm cu toți în rugăciune. Fiecare ne rugăm din toată inima, strigăm după mila lui Dumnezeu. Domnul e prezent aici să elibereze.